Înainte să ne oprim la câteva gânduri din pasajul pe care l-am citit, nu pot să nu aduc mulțumiri atât în nume personal cât în numele familiei pentru marea binecuvântare pe care ne-ați făcut-o ca și familie extinsă prin zilele trecute în care, desigur, cu durere omeniască, a trebuit să ne îngropăm mama. Vreau în mod special să mulțumesc păstorilor bisericii, fratelui Costel, fratelui Gabi, pentru atâta binecuvântare pe care ne-au adus-o și la câte mormântări n-am fost și eu. La câte mormântări n-am slujit. Dar parcă ieri și alalt ieri am înțeles mai bine cât de importantă este slujirea pentru cei care trec prin situație. Poate am vorbit prea ușor până acum. Am avut de multe ori impresia că nimeni n de niciun cuvânt din ceea ce spun predicând de la mormântări și a trebuit să mă pocăiesc înțelegând Că poate rare ori am absorbit cuvintele așa cum le-am absorbit în aceste zile. Fiecare silabă, fiecare gest, fiecare salut, fiecare prezență a fost atât de importantă pentru noi, de aceea primiți mulțumirile noastre. Vreau să mulțumesc cântăreților care au fost o adevărată binecuvântare, atât voi, corului. Minunat a fost. Niciodată n-a sunat corul atât de frumos pentru mine cum a sunat ieri. Vă mulțumesc celor de la tehnic care a făcut posibil ca mulți de departe să poată să fie cumva împreună cu noi și am primit și mesaje prin care extind această mulțumire vouă care ați făcut posibilă această transmisie în condiții desigur, mai dificile decât dintr-o clădire. Toate acestea vi le spun ca o încurajare, ca ori de câte ori avem ocazia să fim parte a unor astfel de evenimente și de aceste evenimente nu scăpăm, că doar moartea nu-i sătulă și nici nu se va sătura vreodată. Înghite zilnic și tot flămândăi, și a rămas cel mai, cea mai urâtă experiență din universul acesta. Ea este biruită, Hristos este biruitorul, însă se mai împlinește ceea ce Eva n-a priceput. Și nici Adam, că dacă n-ascultăm, murim. Fizic vom muri toți, dacă nu vom fi transformați. Dar veșnic, avem viață. Lăuda să fie Domnul. Domnul să vă binecuvinteze! Pe de altă parte, vreau să-mi cer iertare încă de pe acum pentru poate modul mai moale în care o să mă exprim astăzi, pentru că încep să mă ajung în nopțile nedormite din săptămâna aceasta și mă simt epuizat. Numai că bine, sau speranța mea este că. Nu ține de noi, ci când este vorba de Cuvântul lui Dumnezeu, este Duhul Sfânt, care poate să ne vorbească oricând, în diferite forme, în diferite circunstanțe. Și de multe ori am învățat lecția aceasta, dar tot amânăm să o aplicăm, că nu pregătirea noastră este neapărat cea mai importantă, asta nu înseamnă că nu trebuie să ne pregătim, că doar Dumnezeu nu binecuvintează lenia. Dar prezența Duhului Sfânt prin cuvântul Său este cel care aduce viață și ne schimbă și ne transformă și ne ridică, ne mântuie, ne întoarce, ne vindecă. Doamne, vorbește-ne în seara aceasta. Este un pasaj pe care îl cunoaștem foarte bine. Un pasaj din care s-au inspirat tot felul de cântări, poeme, din care s-a predicat mult. N-am nicio pretenție că voi aduce ceva nou și n-am niciun interes să aduc ceva nou, ci vreau să aduc ceva proaspăt prin Duhul. De aceea aș vrea să ne uităm la cel mai uman personaj pe care l-am găsit în Vechiul Testament. Sigur, toate personajele sunt umane, că doar sunt oameni, dar când îl vedem pe Iacov, nu vedem nimic mai uman în tot Vechiul Testament de decât vedem la omul acesta cu care tot se mânăm atât de bine. Acum nu știu în ce etapă din viața lui Iacov suntem noi sau parcurgem acum, că unii dintre noi suntem încă tot Iacov, înșelându-i pe alții, ticăloșii, falșii, mincinoșii, nu știu, că încă am avut experiențe cu Domnul doar în vis, ca la Betel, că alții am trecut de pârâul bocului și am avut confruntarea cu Dumnezeu care ne transformă, că am luat-o bine și că spiritual păstrăm urmele întâlnirii cu Dumnezeu, acea bătaie binecuvântată pe care numai Dumnezeu și părinții pot să ne-o dea, că unii deja ne-am întâlnit cu Esaul nostru, Că doar știm cine e sau nu, noi în oglindă. Esau a fost pentru Iacov exact ce a făcut Iacov pentru Esau. Esau nu poate să fie altfel, Esau nu poate să mintă. Esau este reacția, este negativul, știți la poze, este negativul lui Iacov. Iacov l-a înșelat, Esau vine să se întâlnească cu Iacovul vechi. Și noi ne vom confrunta esau nostru mai devreme sau mai târziu. Întrebarea este, și marele har este, dacă ne vom întâlni cu Dumnezeu dincolo de părul Iabocului, înainte ca să știm sigur că ne vom întâlni cu Esau, Esaul cu care ne vom întâlni la judecată, noi în oglindă. Dar dacă ne vom întâlni cu Dumnezeu dincolo de părul Iabocului, înainte să ajungem cumva să-L vedem pe Esau, atunci e mare har. Dacă nu, vom muri. E sau, judecata vine să o moare. Dacă nu se schimbă ceva fundamental în noi, printr-o întâlnire autentică cu Dumnezeu, despre care se va predica în duminică următoare, atunci ne vom întâlni Esaul la final și va fi fatal pentru noi. De aceea, chemarea lui Dumnezeu, și sper că acest periplu prin Cartea Geneză. Este de natură să ne învețe că Dumnezeu are har. Harul lui Dumnezeu curge din geneza, nu numai din Matei. Și vedem acest har al lui Dumnezeu care vine și dă speranță, care vine să aducă viață. Harul lui Dumnezeu care îl transformă pe Iacov în Israel, din Ticălos, în Copila lui Dumnezeu, în Tatăl multor neamuri. Dar, ca Iacov, lașul, înșelătorul, dicălosul, să ajungă Israel, Dumnezeu a avut de șlefuit la el vreo 30 de ani. Vreo 30 de ani. Acum, unii dintre noi credem că putem să sărim peste etape și credem că putem să creștem într-o zi cât alții în 30. Nu zic că procesul maturizării va dura 30 de ani la toți. Dar vă spun sigur până când va dura. Până când plecăm. Amen. Nu vă pot spune cât o să trăiți, dar atât va dura. Cei care cred că procesul formării lui Dumnezeu este de o zi, cel mai, în cel mai bun caz, vor deveni cât iarba. Care dimineața crește, este cosit și seara se usucă. Atât pot să fac într-o zi. Cei care cred că Dumnezeu poate să ne șlefuiască și să ne crească în două luni, devenim ca zarzavaturile, care au nevoie de două luni. Dar Dumnezeu face și stejari. Iar, ca să devii stejar, Voi de timp. Și de ploaie, și vânturi. De aceea, dragii mei, să nu cumva să așteptăm de la Dumnezeu că va face într-o zi ce a făcut în viața altora, în 30-40 de ani. Și să nu credem că procesul șlefuirii lui Dumnezeu este așa o plimbare plăcută printr-un cârm de flori, ci Dumnezeu vede în caracterul nostru lucruri, asperități care nu pot să fie șlefuite decât cu dalta, cu drujba. Să nu credem că umblarea cu Dumnezeu sunt evenimente. Vai ce frumos a fost azi la biserică! Ce eveniment frumos! Viața cu Dumnezeu nu este suma unor evenimente din când în când. Ci este un proces din care n-ai voie să te cobori de pe roată. Ne-am coborât de pe roată, ne întărim. Și Dumnezeu nu mai poate să facă nimic cu noi. Noi trebuie să rămânem pe roată moi, să formeze Dumnezeu. Că dacă ne uscăm, vom fi buni de aruncat în țarii naolarului, care rezidurile care nu mai pot să fie folosite la nimic. Și cu Dumnezeu în devenirea noastră din Iacov în Israel este acel proces de zi cu zi. Sunt nervii de dimineață și e, descurajarea de după masă și rugăciunea de seară și cuvântul și întâlnirea la biserică și dezamăgirea cu întâlnirea cu frații și este aceea acel grâu și neghină aflate împreună în aceeași țarină. Este acel amestec de plăcut și neplăcut din viață, de succes și de eșec, de bucurii și de întristări. Ăsta e procesul. Dar ca să intrăm în acest proces, aș vrea să vă duc trei gânduri simple și frumoase exact din acest pasaj. După ce Iacovul înșeală pe Esau, Esau face ce știe mai bine începe să vâneze altceva decât animale. Adică pe Iacov. Părinții lui, Isaac, Rebecca, fiind parcă mai moi decât bunicii lui Iacov și a lui Sau, mai soft, așa, nu sunt atât de fermi, că îmi lasă pe copii să-și facă de cap, să-și manifeste personalitatea în toată splendoarea lor, și dau o indicație lui Iacov. Iacov, fugi. Fugi. Noi îl știm și pe celălalt. Și Iacov fuge. Și iată ce se întâmplă pe drumul fugii noastre. Primul lucru pe care îl observăm în acest pasaj este că Dumnezeu ne caută. În alergarea, în fuga noastră disperată, în dramele vieții noastre, în alergarea să ne scăpăm viața, neștiind că dacă vrem noi să ne scăpăm viața, cum spunea Domnul, o pierdem, Dumnezeu apare. Uneori când nu ne gândim, și în modul în care nu ne gândim. Nu vi se pare interesant că uh, Scriptura vorbește despre, în acest pasaj despre Dumnezeul lui Avram și Dumnezeul lui Isaac? Și gata! Și gata! Dar noi când ne rugăm sau când vom citi mai târziu, mă duc aminte de rugăciunea când eram copil, era un frate care de fiecare dată și începea rugăciunea în felul acesta, vă pot spune toată rugăciunea pe de rost, dar începea de fiecare dată Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov sau Israel. Dacă să ajungă așa, acum în momentul ăsta era doar a lui Avram și a lui Isaac. Iacov nu era încă în scenă. Exista pe fața pământului, dar nu era încă Dumnezeul lui. Și ca descendenții noștri, să se uite la noi și să spună și Dumnezeului Tata și Dumnezeului mama. Atunci trebuie să se întâmple ceva. Trebuie să fie un moment în care să fim conștienți că Dumnezeu ne caută. Suntem dintre părinți care ne rugăm pentru, părinți, pentru copiii noștri. Pentru oameni apropiați de noi. Vestea bună este că Dumnezeu nu s-a oprit să caute. Ne oprim uneori și zice: oare ce aș putea eu să mai fac ca să se schimbe copilul meu? Ce aș putea eu ca tată, ca mamă să mai fac? Și încurajarea noastră este că Dumnezeu caută. E important să căutăm și noi, important să facem și noi tot ce ține de noi. Dar la un moment dat vine o vreme în viața unui părinte, ca și părinții lui Iacob, în care nu poți să spui altceva decât fugi! Fugi! Când noi nu mai avem soluții, vine Dumnezeu, lăuda să fie Domnul. Și așa cum ne-a căutat pe noi, îi va căuta și pe ei. Amin! El încă nu era Dumnezeu nu era încă Dumnezeul lui Iacov, doar al lui Avram și Isac. Dintr-un anumit punct de vedere, când îl vedem pe acest personaj ciudat, șmecher, pe Iacov fugind, nu mi s-a dus gândul decât la fiul risipitor. M-am gândit astăzi după masă că Iacov e un fel de fiul risipitor al Vechiului Testament, care fuge. S-a săturat și el, el are o altă motivație, nu? S-a cam și săturat și, și trebuia să fugă. Ce înseamnă și cum l-a căutat Dumnezeu pe Iacov? Dragii mei, Dumnezeu l-a căutat și atunci când Iacov și-a luat viața în propriile lui mâini. Noi spunem, bă, dacă ți tu viața în propriile tale mâini, ai terminat, nimeni nu mai poate interveni. Nici Dumnezeu nu te mai caută, nu-i așa? Ia, ce spune, ia uite ce spune versetul 10. Iacov a plecat din Berșeba și și-a luat drumul. El și-a luat drumul spre Haran. Viața lui era în mâinile lui de acum. De acum făcea ce vroia, mergea în ce direcție vroia, putea să-și aleagă orice traseu, putea să-și aleagă orice, să se oprească când vrea, să meargă când vrea, să mănânce ce apucă, să. Nu, nu mai contează. Totul era în mâna lui. Când totul a fost în mâna lui Iacov, a apărut Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vine și caută când vrea El. Și atunci când credem că ne-am luat noi viața în propriile noastre mâini, Dumnezeu caută. Și pe cei care cred că și-au luat viața în propriile lor mâini, Dumnezeu îi caută și ajunge. Apoi Dumnezeu caută și pe cel ce doarme pe cei ce pesc? pe cei ce adorm de-a binelea. Și are diavolul hamace să ne ațipească acum și ne leagă în satana și în versetul 11 acum, mergem verset cu verset, a ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, că ce-a sfințise soarele și atunci, Dormi bine, nu? A luat o piatră de acolo, a pus-o căpătâi și s-a culcat în locul acela. În locul în care adormi. Te caută Dumnezeu. Am umblat în mai multe biserici în ultimul timp că a trebuit să călătoresc mai mult. Și nu pot să nu vă împărtășesc o îngrijorare pe care o am. Și vă rog să nu mi-o luați în numele de rău, dar și nici nu-mi permi nu permit să nu vă spun. Adorm bisericile. Adorm credincioșii, adorm slujitorii, adorm membrii. Prea liniște în biserică, prea liniște la cântare, prea liniște la rugăciune, prea scurtă rugăciunea. prea uscată predica, ne facem meseria, bifăm condica și dormim. Nu vă supărați dacă când am zis că Dumnezeu ne caută copiii, am crezut că o să aud un amen în biserica asta. Când am zis că Dumnezeu ne caută pe noi, Vă că o să începem o rugăciune și o să continuăm predica după. Dar Dumnezeu ne caută și când adormim. Și cred din toată inima că pe cel care îl caută cu inima deschisă pe Dumnezeu, Dumnezeu va trezi. Doamne, trezește-ne din nou. Este o cântare. Trezește-ne, Doamne. O cântăm imediat? caută -te. Nu? Apoi în versetul 12 mai aflăm încă un adevăr. Dumnezeu caută, dar El caută în moduri diverse, diferite. Uneori altfel decât credem sau acceptăm noi. Lui Iacov s-a descoperit, l-a căutat pe Dumnezeu pe Iacov în vis. Nu o să predic în seara aceasta despre vise, ar fi un subiect interesant, poate o să abordăm o altă subiectul acesta, cum ne vorbește Dumnezeu prin vise și cum să distingem visele care vin de la Dumnezeu de visele care vin de la cer sau de visele naturale, care vin din poveștile de seară. Dumnezeu ne caută în moduri diverse. Versetul 12. Și a visat o scară rezemată de pământ al cărui vârf, cărui vârf ajungea până la cer. Îngeri lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe scara aceea. Nu îi impune tu lui Dumnezeu cum să-ți vorbească. Dumnezeu alege cum să-ți vorbească. Unora ne șoptește, pe alții ne îndeamnă, la alții abota, sau curiaua. Noi nu putem să-i spunem lui Dumnezeu, dar cuvântul lui întotdeauna ne vorbește. Cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna ne vorbește. De aceea vă rog, în numele Domnului, nu veniți fără Biblie la biserică. Prea prăfuite scripturile în casă. Și după aceea strigăm, Doamne, vorbește-ne! Și ne putrezesc Bibliile prin biblioteci. În al doilea rând. Deci, primul adevăr, Dumnezeu ne caută. Hmm. Ce mi s-a părut interesant este că în versetul 13, versetul 13 prima parte, și Domnul stătea deasupra scării. Dați-mi voi, imaginați această metaforă, aceasta că scara nu stă pe nimic. Nu stă răzmată de nimic, ci cel care face posibilă comunicarea cu Dumnezeu este tot Dumnezeu care e la capătul scării. Apoi, în al doilea rând, cum spuneam, Dumnezeu nu numai că ne caută, Dumnezeu ni se descoperă. Deci, Dumnezeu ne caută, dar Dumnezeu ni se și descoperă. La ce bun dacă doar ne-ar căuta și nu ni s-ar descoperi? Noi nu putem să știm nimic despre Dumnezeu decât în măsura în care El ni se descoperă. Și noi, când vorbim despre descoperirea lui Dumnezeu, vorbim despre revelația lui Dumnezeu, adică arătarea lui Dumnezeu care este în atâtea feluri, ce pun din natură, conștiință, istorie, națiuni, circumstanțe, scripturi și la sfârșitul vremurilor s-a descoperit prin însuși Fiul Său. Dumnezeu se descoperă, vine, ne caută, caută o aia pierdută, lasă pe celelalte 99, ne pune pe umăr și apoi ne arată cine este El, ne învață că e păstor bun, ne învață că îi pasă de noi. Cum se descoperă? În primul rând, ca un gentleman, a spune noi, se prezintă. Vesetul 13. Stătea deasupra ei și zicea, Eu sunt... Domnul Dumnezeul tatălui tău Avram și Dumnezeul lui Isaac. Din nou, stop! Încă nu sunt cel tău. Pământul pe care ești culcat, ți-l voi da ție și seminției tale. Era încă doar Dumnezeul bunicului și al Tatălui. Știți că a treia generație de credincioși se află în momentul cel mai periculos din lanțul generațional? Știți că ăștia se întorc la Domnul cel mai greu? Pentru că Domnul are niște experiențe cu o primă generație care se întoarce la Domnul. A doua generație. Vede ce a făcut cu generația anterioară, dar a treia generație aude ce a făcut Dumnezeu cu două generații înainte. Și fără să fac apologia trezirii pentecostale, cam prin generația a treia suntem noi. Însă, Dumnezeu se descoperă, dar încă este doar un vis. Pentru că îl vom vedea pe Iacov că își continuă drumul după acest vis extraordinar, dar tot Iacov, tot Iacov, încă nu Israel, își continuă drumul. Pentru că încă este doar un vis, dar o experiență. Dumnezeu se descoperă, deci, pentru că se prezintă, apoi se descoperă prin promisiunile pe care le aduce Vesetul 14. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului, te vei întinde la apus, la răsărit, la mează noapte, la mează zi și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Este o reafirmare a promisiunii și a legământului pe care Domnul îl face cu Avram. Și zice, Iacov, tu vei intra în legământul pe care l-am făcut cu bunicul tău și toate familiile pământului. Vă aduceți aminte când Domnul a scos pe Avram din cort și a zis, Avram, mie, ieși afară din cort. Dar înainte a zis, Avrame, numără stelele, așa va fi sămânța ta. Dar în cort nu vezi stelele. În locul tău strâmt, în gândirea ta îngustă, despre cât este Dumnezeu și care e lucrarea lui Dumnezeu, nu poți să numeri stelele decât dacă ieși din locul îngust al viziunii cu privire la viața și lucrarea ta. Dumnezeu are un univers imens, infinit de lucrare dacă ieșim din confortul nostru și din cortul nostru în care ne simțim atât de bine și în care dormim atât de liniștiți. Stelele nu se pot număra din cort și nici nisipul mării. Vei fi binecuvântat, alții vor fi binecuvântați. Și spune, eu voi fi cu tine. De câte ori n-a fost Dumnezeu cu noi și noi n-am știut. Câte experiențe, și de câte ori ne-a căutat și ne-a vorbit Dumnezeu, și noi n-am știut. De câte ori n-am venit la biserică și n-am știut că Dumnezeu e aici? De câte ori ne-a trecut Dumnezeu prin tot felul de situații, circunstanțe, și ne-am întrebat așa, furioși, oare unde-i Dumnezeu acum? Era acolo era cu noi și noi n-am știut. Câte predici au trecut pe lângă urechile noastre și noi n-am știut că de la Domnul. N-am știut că este aici. Auzi ce zice Iacov, n-am știut că este aici. Din anumite puncte de vedere, iertați-mi expresia, uneori avem impresia că ne jucăm de vață ascunsele cu Dumnezeu. Credem că El se ascunde de noi și nu ne ascundem de El. Ce copii suntem. Uh, și apoi, mai mult, ne prezintă această imagine înfricoșătoare în prezența lui Dumnezeu. Mai vorbit de curând, cred că tot în Biserică aceasta, despre atitudinea noastră în prezența lui Dumnezeu. Despre lejeritatea cu care ne manifestăm în prezența lui Dumnezeu. Așa o stare de zeflemia aproape. Știți care ne este atitudinea față de Dumnezeu? Cât credem că este El de mare? Cum îl vedem pe Dumnezeu, așa ne comportăm în prezența Lui. Cât îl credem de puternic, atâta ne credem în El. Cât credem că vrea să vorbească cu noi, atâta vorbim și noi cu El cum și ce credem despre Dumnezeu determină atitudinea noastră despre El Iacob Habar, habar n-avea cum este și cine este Dumnezeu dar numai puținii s-a descoperit și spune este înfricoșător în psalmi se spune de câteva ori teme -te de Domnul frica de Domnul și acum în societatea aceasta umanistă în care noi suntem Dumnezei noi, teologii, începem să facem exegeză, spunem, păi frică înseamnă așa o formă de respect, o formă de că doar noi suntem prietenii lui. <tri> nu? Și v-am mai spus că am făcut o exegeză foarte serioasă acum câteva luni pe cuvântul acesta, frică, temete de Domnul. Și sensul primar a fost acesta. Pentru teamă este teamă. Pentru frică este frică. Măi, fraților, e un Dumnezeu infinit, a tot puternic, a tot stăpân, a tot știutor. Cum stăm în fața lui Dumnezeu? Citim prea rar Apocalipsa 4 și 5, să vedeți ce fac îngerii, ce fac făturile vii, ce fac bătrânii în fața tronului de slavă lui Dumnezeu. Nu noi, iarbă, praf, cum stăm în fața lui Dumnezeu. Nu vă supărați, îmi cer iertare că am curajul ăsta în seara aceasta. De ce nu mai, ne mai rugăm pe genunchi? Apoi, Iacov află câteva lucruri extraordinare. În partea a doua, versetului 13, și anume că Dumnezeul lui Avram și al lui Isaac poate fi și Dumnezeul lui. Asta află. Când Dumnezeu se descoperă, aflăm că Dumnezeul altora, cărora li s-a descoperit, pe care i-a mântuit, pe care i-a ridicat, pe care i-a salvat, pe care i-a vindecat, poate? Poate să fie și Dumnezeul nostru. Un alt lucru pe care îl învață în întâlnirea aceasta, este că există cer. Dragii mei, există cer. Și cerul nu e așa când ne uităm noi pe verticală. Că cerul e mai mult decât o dimensiune fizică. Dar ca să înțelegem că există cer, prima dată îl vedem pe ăsta fizic. Și Iacob vede mai mult, numai că există cer vede că poate să ajungă acolo. Vede că cerul este accesibil, pentru că vede îngeri care urcă, care coboară, adică se circulă spre cer, se merge spre cer, se poate ajunge în cer. Asta pricepe Iacov. Și dintr-o dată îi se schimbă perspectiva. Deci primul lucru pe care îl află Iacov este că Dumnezeu caută. Apoi că Dumnezeu se descoperă și al treilea lucru este că Dumnezeu îl vrea partener. Dumnezeu îl vrea partener. Iată ce spune în versetul 13 al 15. Am citit 13, deci citesc 14 și 15. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului, te vei întinde de la apus la răsărit, mează noapte, la mează zi și toate familiile pământului vor fi uh, Binecuvântate în sămânța ta, iată eu sunt cu tine, te voi păzi pretutindem pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. A venit Dumnezeu la Iacob, la șmecherul, la ticălosul, la înșelătorul, care era încă și a zis, vreau un parteneriat cu tine, vreau să te schimb în primul rând și apoi vei vedea binecuvântarea mea. Vreau să te schimb și vei vedea bine cuvântarea mea. Ce îi spune? Iacov, știi cum te poți schimba? Primul lucru. Uită-te la cer și eu voi avea nevoie de pământ. Iacov până acum numai pe pământ era. Să ia aia, să ia aia, să-l înșele pe ăla, să mai ia și aia la altă. Numai așa, tot pe pământ era. Cum să mai ia ceva de pe pământ? Și Domnul vine și schimbă perspectiva și spune, Iacov, uită-te la cer dacă vrei să am eu grijă de ce-ți trebuie pe pământ. Nu avem o ecuație greșită, o privim omenește aici. Și zice, păi dacă vrei să ai ce pe pământ, trebuie să ai grijă de ce e pe pământ. Cu Dumnezeu e altfel. Căutați mai întâi ce? Împărăția lui Dumnezeu și năprihănirea lui și pământul vă va veni pe deasupra, adică ceea ce este acum de nevoie. Astea sunt pe deasupra, dacă cauți cerul. Iacob învață în parteneriatul acesta că prioritatea vieții tale trebuie să fie cerul. Înțelegeți acum ce înseamnă oameni firești? Că tot noi dăm definiții, bă, ăla e cam firesc, așa zicem, ăla e mai duhovnicesc, așa că poate unul nu are crestătura asta între și mai firesc așa, că e mai aspru. Firesc nu înseamnă ceea ce credem noi sau o analiză subiectivă. Firesc este cel care caută pământul, punct. Și duhovnicesc este cel care caută cerul. Și cel duhovnicesc va pricepe că numai așa va putea să fie o binecuvântare și cu cele pământești pentru alții. Că prea predicăm Evanghelia sărăciei. Ce ne sunt în cei săraci? Ce legătură are neprhânirea cu acest? Unde citiți în Scriptură? Unde citim în Scriptură că Dumnezeu iubește mai mult pe cei săraci decât pe cei bogați, sau invers. Că poate bogăția să devină blestem? Da. Da. Atunci când bogăția se transformă în materialism, blestemă-i. Dar când bogăția devine binecuvântare și pentru altul, binecuvântare -i. Pentru că Dumnezeu nu ne dă mai mult să ne lăfăim mai mult, ci ne dă mai mult să fim mai generoși. Cât de 2200 de calorii avem nevoie, în cazul meu 2000. Și patul tot atât, trebuie să fie nu oricât ne învârtim, nu? Mă rog. Necesitățile de pe pământ sunt aceleași. Dar când, când înțelegem că Dumnezeu ne vrea parteneri, El ne spune: Uită-te la cer și de pământ. Am grijă eu. Că dacă te uiți numai la pământ, nu o să ai nici pământul, nici cerul. Apoi, ce mai învaț învață Iacov din acest parteneriat? Să schimbe investiția. Vesetul 18. Și Iacob s-a sculat dis de dimineață, a luat piatra pe care o pusese căpătâi, a pus-o ca stâlp de aducere a minte, a luat un de lemn și a, a turnat un de lemn pe vârful ei. și a pus merindia pe piatră. Păi aia a fost merindia pe care a dat o dat-o maică-sa. O să mânc pită uscată de acum. Gata. Nu mai pun ulei de măsline pe ea. Nu e bună, nu bun pita prăjită cu un pic de ulei de măsline, nu? Dimineața. Ea că o zis, gata cu uleiul, pită uscată, pentru că este ceva, trebuie să investesc în altceva, să mă aduc aminte că Dumnezeu are grijă de bine. Renunț la cei bun. Că poate e un lux și toarnă unde lemnul pe piatră. Și cel mai important în parteneriatul acesta, schimbă, schimbă locul unde este. Parteneriatul cu Dumnezeu schimbă locul unde suntem, schimbă locul în care locuim, schimbă scara blocului pe care locuim, schimbă strada pe care locuim. Și iată ce spune, Vesetul nostru aici, a dat locul al celui anumele Betel dar mai înainte se chema luz, adică separare. Și din separare, înțelegeți cât de din vecinul ăla care îți aruncă iarba după ce o privește la tine în curte, pentru că nu o arunci înapoi, ce e frumos o faci tu căpiță, din luz, din separare, pentru că suntem parteneri cu Dumnezeu și arătăm lumina Lui, și nu întoarcem cuvintele, cum s-a spus încă de, de la rugăciune, și nu ne comportăm la fel, să ne răzbunăm, ci lăsăm pe Dumnezeu să facă dreptatea, transformăm luz în betel. Și vecinii de sus și de jos vor înțelege că la noi în casă e betel, și pe scară se face betel, și pe stradă se face betel. Și la serviciu să face betel, Dar se întâmplă ceva. Dintr-o dată, după ce Dumnezeu caută, după ce Dumnezeu se descoperă, după ce Dumnezeu îi transmite lui Iacov că îl vrea partener, pentru că a intrat în procesul acesta de 30 de ani, de acum, de transformare, m-am întrebat, toare, de ce a ținut atât de mult? De ce a durat atât de mult ca Iacov să rămână tot Iacov? Nu l-a făcut acum, când a visat, să-l facă Israel. De ce nu? S-a întâmplat ceva. Drama omenirii s-a repetat și în Iacov. Mă aduceți aminte când diavolul a venit la Eva și a zis, oare? Iar a zis și a intervenit condiționalitatea relației cu Dumnezeu. Și Iacov îl ascultă pe Dumnezeu ce are de spus. Și acum pământul din el începe și zice așa. Dacă. Și asta e cuvânt de la Satana. În relația cu Dumnezeu, cuvântul dacă. E de la ce rău? Cum să condiționalizez relația mea cu Dumnezeu de ceva? Dacă mă vindești, Doamne, în cap în bazinul botezului sar, dacă îmi dai și mie ca, dacă îmi faci și mie, cine suntem noi să-L condiționăm pe Dumnezeu când marele har este însuși Dumnezeu? Dar ne-am prea obișnuit să căutăm mai mult binecuvântările decât pe cel care binecuvintează. Și atunci condiționăm, dacă, dacă ăsta e cu un cuvânt imediat de, inventat de diavolul. Și vă întreb eu, și dacă nu? Și dacă nu? Cine suntem noi să-i strângem mâna lui Dumnezeu? Una dintre greșelile frecvente pe care am găsit în biserici este o formă greșită de apostii. Am auzit oameni care au zis, atât apostez până îi strâng mâna lui Dumnezeu. Serios. Și dacă nu, răspunsul ar fi, nu mai postez când viac. Noi nu putem să-L determinăm pe Dumnezeu. Folosind elemente din lumea asta ca să controlăm lumea spirituală, se transformă în magie. Cofia creștină că-i post, tot magiei când condiționalizăm, îl condiționăm pe Dumnezeu, suntem la un pas de idolatrie. Și pe Iacov l-a costat încă vreo 20 de ani în plus de cioplire acest dacă. Pentru că până la urmă a fost nevoie de adevărata confruntare de la părâul bocului. Momentul în care s-a luptat cu Dumnezeu și a biruit. Abia atunci a fost transformat. Deci, experiențe ca acestea, ca în vis, ne lasă cum suntem. Întâlnirile reale cu Dumnezeu ne fac alți oameni. Dar despre aceasta o să se vorbească în duminicile următoare. Acum aș vrea să reținem aceste lucruri și apoi să încheie fratele postan, Dar nu pot să nu vă spun că iar am fost neserios, că am scăpat de 15 minute în seara asta, 20. Dumnezeu ne caută, Dumnezeu ni se descoperă și Dumnezeu ne vrea partenerii Lui. Amen.